bună ziua! Bine v-am găsit, dragii mei! De astăzi, AgroTV Moldova, împreună cu compania LAPMOL, lansează o serie de reportaje de promovare a producătorilor autohtoni. Importul masiv de produse lactate din Ucraina ne afectează atât pe noi consumatori, cât și pe producători și procesatori. E de datoria noastră să susținem producătorul autohton, deoarece în așa fel ne susținem pe noi înșine. Să facem cunoștință în continuare cu un gospodar de la Roșcani, raionul Aneninoi, care este și partenerul companiei LAPMOL. Din această firmă au fost aduse din Franța în toamna anului trecut. La cumpăna dintre ani, prima tonă de lapte deja a ajuns la procesare la fabrica companiei LAPMOL. Astfel, consumatorii laptelui Căsuța Mea au putut aprecia calitățile lui nutritive, chiar din prima zi a anului 2016. Un astfel de parteneriat este benefic pentru toți. Ferma este încă mică. Aici sunt doar 64 de văcuțe mulgătoare, iar fiecare animal este îngrijit cu multă atenție și dragoste. Ele sunt de rasă și ele respectiv trebuie hrănite cu rația care ele o cer. Noi nu putem să hrănim cu iarbă verde sau să aducem altceva. Nu se primește ceea ce trebuie vaca să dea. Vitele de rasă Holstein sunt sensibile. Fiecare văcuță dă până la 30 litri de lapte, în dependență de sezon. Dar cum în popor se spune că laptele este pe limba vacii, vă spunem cu toată certitudinea că aici se acordă o atenție deosebită calității furajelor. Lucernă, șot de soi, porumb, grâu, tot ce e necesar pentru o vacă să dă un lapte sănătos. E tot ce are nevoie ea. E uscat. Îi mâncare la vreme, pusă proaspătă, raționul îl păstrează, îi pun fel de fel de care anume elemente care se poate pentru mâncare și dacă e proaspăt, e normal. La firmă muncesc doar 3 persoane. Vitele îi cunosc pe fiecare. Poți observa de departe cum ele îi așteaptă pe îngrijitori să li se aducă nutrițuri proaspete. Ele, dacă îi pusă mâncare și o dat de două ori cu nasul și vede că nu e proaspătă, nu mănâncă. Lucrătorii la câteva ore, cu o furcă, întorc și adună nutrețurile pentru a le crea confortul de care are nevoie această rasă de vaci. De la oamenii care lucrează aici, am aflat că de calitatea nutrețurilor depinde și cea a laptelui. Te uitați-vă cum e mărunțit, lui nu-i trebuie multă energie ca să o rugume. Mâncarea când e pus proaspăt, atunci și laptele e calitatea mai bună. Fiecare vacă este o personalitate. Una este mai blândă, alta mai prietenoasă, principalul însă că toate sunt sănătoase și laptele este la fel. Animalele s-au obișnuit cu condițiile de la Roșcani și deja se simt ca acasă. Tot depinde de hrană, de întreținere, de cum se atârnă chiar și lucrătorii, cum se atârnă față de animal. Aceste văcuțe cer să le fie respectat regimul de hrană, mulțe la timp și să aibă parte de mai multă libertate și atunci ele te răsplătesc cu producție calitativă. Un animal îngrijit la vreme, în condiții bune, îi garanția la un lapte calitativ. Bineînțeles, vitele aici sunt tratate și răsfățate cu multă grijă și atenție. Noi depunem și tot efortul și tot sufletul și cu drag facem lucrul acesta pentru ca noi să facem un lapte natural pentru lume, ca oamenii când au bea un gât de lapte să ne pomenească de bine pe noi. Aflându-ne la fermă, ne-am convins și noi de atitudinea cu care sunt îngrijite. Aici sunt respectate tehnologiile, de aceea animalele sunt sănătoase. Fată ușor, le hrănim mai puțin mâncare ca ăstea, din cauza că să nu avem probleme la fătări. La pregătire, dacă mai au 3 săptămâni să fată, curația asta care la vacile mulgătoare le dăm și lor. Și oricând obținem un lapte sănătos și natural. Pentru laptele Căsuța Mea se recepționează doar materie primă de calitate. Laptele numai după parametri se ia, numai aciditatea se corespundă, grăsimea, densitatea. Dacă e liniștit, e hrănit, e uscat, e scos la primlare, merge. Fabrica, că vaca e ca o mini fabrică de lapte. Astfel putem fi siguri că producția este tocmai cea pe care ne-o dorim noi, consumatorii, mai ales că nutrețurile sunt crescute tot de ei. De aceea avem tot temeiul să fim siguri de calitatea lor. La fermă mai sunt și 30 de viței. Aici sunt viței care sunt născuți deja la noi în Moldova. Noi viței de mici îi hrănim cu
fân care e crescut de bal, care are mai multe organisme, are mai multe vitamine. Astfel, ei planifică să majoreze șeptelul. Noi hrănim așa cu un mod mai sănătos, pentru că vrem să avem niște viței sănătoși. Ei sunt viitoarele mame care să producă lapte și un lapte sănătos, de calitate, bun pentru orice om ca să-l bea. Zilnic fiecare vițeluș primește câte 9 litri de lapte. În fiecare dimineață, în fiecare seară, este aranjat paie noi, câte o balotă de paie pentru a se simți curat și liber. Dacă vom avea un animal sănătos, va fi și un lapte sănătos și natural. După ce am cunoscut oamenii care au grijă de aceste văcuțe și condițiile create pentru ele, ne-am convins că doar în asemenea condiții se poate obține un lapte ideal, care poate fi folosit de fiecare, de la mic la mare, deoarece este un lapte natural, din care se obține fiecare produs căsuța mea. După o pauză de publicitate, veți mai cunoaște un tânăr gospodar, antreprenor care a reușit să-și inițieze o afacere într-un domeniu mai puțin practicat la noi, dar destul de bine dezvoltat în lume. Despre cine este vorba, veți afla în câteva secunde. Institutul de Fitotehnie Porumbeni propune spre comercializare semințe hibride de porumb Porumbeni 374, 375, 458, 461. Prețuri rezonabile, calitate impecabilă. Această seră, construită din sticlă organică și care se întinde pe o suprafață de 8 hectare, se află la o margine a orășelului Fălești. Este o seră unicat, iar mulți agricultori din țară știu despre aceasta doar din auzite. Iar caracteristici care o fac deosebite sunt mai multe. Spre exemplu, aici vei vedea ștubeie de bondari, iar aceștia zboară nestingheriți și se simt ca la ei acasă. Veți vedea culturi de tomate care ajung și înălțimea de 8 metri. De altfel, apa care ajunge spre aceste culturi se filtrează. Mai mult decât atât, serele sunt încălzite cu ajutorul căldurii geotermale și nu numai. Iar dacă apare o asemenea necesitate, cum este irigarea plantelor, procesul poate fi pornit chiar de la telefonul mobil al proprietarului, când acesta se află și la sute kilometri distanță de la seră. Iar ideea de a o construi i-a venit lui Sergiu Cocârlă, care este stabilit cu traiul la Chișinău. În 2010, cu mai mulți prieteni, noi am mers în Olanda, unde am vizitat mai multe ferme, mai multe sere, și am zis de ce, noi nu suntem mai puțin deștepți ca alții și suntem în capacitate și capabili ca să avem mica noastră Olanda aici la noi în Moldova. În plus, Moldova are o tradiție enormă și care vizează decenii întregi cu privire la creșterea legumelor în teren protejat, legumelor în general. Și ne-am gândit că trebuie să reîmprospătăm, hai să spunem, tradițiile astea. Și de ce nu să facem și noi ceva bun în țara noastră, la noi acasă, creând noi locuri de muncă, având posibilitatea atât financiară cât și morală de a face ceva nou. Sper eu că am reușit, sau timpul să ne arate dacă a fost o alegere bună sau nu. Iar odată ce intrăm în serie, toată lumea încalță botoși, medicali și își pun halate. Nu este un moft, ci o necesitate, aflăm noi mai târziu. În toate serile care se estimează în peste cotare, tot cine intră în seră, sau cei care intră, că nu intră toți, ei au echipamentele speciale și chiar își dezinfectează mâinile. Și la momentul când am văzut prima dată, mi-am dat întrebarea, de ce oare? Și am primit un răspuns, ne-am prins, am avut probleme prin faptul că anumite persoane involuntar au introdus în seră anumite infecții, anumite probleme, anumite boli, care în mod direct influențează procesul de creștere. Și de aceea noi am mers pe ideea că să copiem ceea ce am văzut, mai ales că considerăm că e bun. Și a doilea motiv sau a doilea punct care ne-a făcut ca să credem lucrul ăsta, sunt făcute pe pielea noastră, sunt simțite pe pielea noastră, având anul trecut anumite probleme, credem noi, generate.
și de factorul ăsta. Plantele sunt sănătoase și asta o poate aprecia cu ușurință orice specialist. Iar în încăperi se simte mirosul ademenitor de tomate care îl răspândesc la moment frunzele plantelor. Și miros aici se simte. Dar trebuie menționat în start că plantele de aici sunt crescute după o metodă specială. Asta e substratul de vată minerală, da? Iată cum el crește. Practic aici e toată rădăcina prin picurare. Uitați-vă, așa are loc proces creșterea însuși. Pentru a se deplasa printre rânduri, de multe ori lucrătorii de aici folosesc trolele. Niște trole foarte efective care te ajută să ajungi peste locul. Dar există și alte motive întemeiate pentru utilizarea acestora. Prin mijlocul plantei se des niște troleuri, niște role, care lucrătorii din seră și ei sunt 8 la număr pentru 10 mm pătrat, în care se deplasează prin anumite troleuri care au fost cumpărate la fel din psihotare și poate să aibă acces la, la orice înălțime a plantei. Plantele o să crească până la 8 metri înălțime și ei poate să ridice prin intermediul lor. Apoi ne se dau și alte explicații despre această metodă mai nouă pentru țara noastră de cultivare a tomatelor. Creșterea este hidroponică în substrat de vată minerală. Noi nu avem pământ, iarbă, tot felul de plante dăunătoare. Noi creștem în substrat, irigarea este prin precurare și este un proces de creștere destul de modern care direct se aplică, se dă alimentele imediat la rădăcina plantei. Aflăm că procesul de creștere a plantelor este monitorizat și de către un specialist din Elveția care vine aici odată la 2-3 luni și care la rândul lui oferă angajaților și alte recomandări, iar noi continuăm excursia prin seră. Ele au nevoie de o microclimă destul de stabilă și bună pentru creștere. La roșii, cum trebuie culoarea să fie, să bată în violet, da? Iacto. Când e bate un pic în violet, asta înseamnă că el e sănătos, înseamnă că e bine, că aici se vede încă și mai... Deci nu trebuie să fie verde perfect, trebuie să fie un verde așa, în violet. Când e violet tare, nuanța e mai mult violet, atunci tot e rău. Aici trebuie de găsit tot echilibru. Și echilibru, hai spunem, sau sănătatea lor se reflectă, are loc datorită păstrării microclimei în seră. Iar bondarii, aflăm noi, au și ei un aport la dezvoltarea plantelor. Bondarii îi aducem din Olanda. Ei au o destinație fixă, specială, ca să polinizeze plantele. Sunt crescuți anume pentru serii cu teren protejat și anume pentru roșii. Ei trăiesc aici cam o lună de zile, 4 săptămâni, după aia îi reînnoim. Ei își pierd capacitățile lor de polinizare și pentru ca să fie mai eficient însăși procesul, noi reînnoim, aducem alții, ăștia mor. În cazul în care florile nu sunt destule flori sau sunt în proces încă de înflorire plantele, noi avem polen care este achiziționat la oricare farmacie și îi alimentăm, îi hrănim artificial, noi singuri și ei prin asta trăiesc, supraviețuiesc. Iar mulți agricultori știu că prezența bondarilor în seră sunt un indiciu bun pentru viitorii consumatori ai tomatelor și iată de ce. Orice care insectă, da? Dacă se află în preajma unui insecticid sau unui focar de genul ăsta, el moare. Și asta e ca un indicator la faptul că aici totul ceea ce creștem este eco, este bio și nu este nociv pentru sănătate. Și în oricare seră sau fermă nu v-ați duce și dacă acolo supraviețuiesc insectele, mai ales bondarii, mai ales păsările clasice pe care noi le cunoaștem, să știți că atunci acolo nu se folosesc ceva nitrați, ingrediente nocive și dăunătoare sănătății.
Poate că este o situație practic de neimaginat pentru unii, dar agronomul veghează asupra creșterii plantelor de la acest pupitru. Все в автоматическом режиме, и это облегчает работу агронома. И это значит, что на одном гектаре будут работать не три специалиста, а всю работу может выполнить один специалист. И если в советское время на один гектар нужно было около 10 рабочих, сейчас мы можем справляться 6-7 человек на гектар. Господарей не повестеск ши деспре соул де рошии, каре лау плантате на чест ан. La moment noi cultivăm roșii, Tomimaro, cultivăm, avem cam 10.000 de fire, asta ar fi 20.000 de capuri plante. Noi le-am răsădit pe data de 1 februarie. Răsadul l-am adus de peste hotare, deja avea la momentul respectiv 55 de zile. Gospodarul acestei sere, Sergiu Cocârlă, altădată și-a făcut studiile în orașul Ploiești de România la Facultatea Inginerie Mecanică. Iar cunoștințele acumulate atunci îl ajută să racordeze această mică afacere noilor cerințe și standarde. Să crești roșii de calitate și să fii unul dintre primii producători care la început de an are roșii pe piață înseamnă să ai și niște cheltuieli suplimentare. Însă această gospodărie economisește din faptul că pentru încălzirea serelor sunt utilizate pompele geotermale, dar pentru punerea în funcțiune sistemului oricum e nevoie de energie electrică. De aceea, Sergiu Cocârlă a hotărât să monteze și un parc de panouri fotovoltaice. În momentul când noi avem o producere, da, și formăm anumite sinecosturi la producția respectivă, ne gândim, automat apare întrebarea cum să le micșorăm. Una din părțile majore de cheltuieli este plata pentru energie electrică consumată. Am făcut anumite calcule, am luat anumite date statistice și ne-am oprit la montarea unui parc de panouri fotovoltaice în mărime de 80 de kWh de vârf, așa încât acest parc să prieie toate consumul nostru de la rețeaua de distribuție orășenească. Iar surprizele plăcute au și apărut. Cheltuielile legate de plata energiei electrice s-au micșorat drastic. În plus, noi furnizăm surplusul de energie în rețea și pentru moment suntem la stadiul de aprobare a tarifului pentru energie electrică care putem să-l livrăm contra cost rețelelor de distribuție. Proiectul de construcție a demarat în luna ianuarie anul 2015, iar în luna octombrie a acelui așa an, panourile fotovoltaice au fost puse în funcțiune. La montarea lor au participat și specialiști de peste hotare. Sunt deja 6 luni de când acestea funcționează. Ne-am interesat și despre durabilitatea acestora. Eu fiind ca inginer de profesie, am încercat ca construcția respectivă să fie cea mai bună. Să corespundă cerințelor de calitate, cerințelor de durabilitate, ca nu peste câțiva ani să fim nevoiți să o reparăm sau să o restabilim. Garanția acestor panouri este 25, respectiv 50 de ani. Iar astăzi mărimea parcului cu panouri solare de la marginea orășelului Fălești te impresionează. Aici sunt montate 308 panouri fotovoltaice, fiecare a câte 250 de W. Per total, la intensitatea soarelor, când ajunge la 1000 de W pe metru pătrat, la o anumită cerință tehnică de 25 de grade la suprafața lui, parcul ăsta e capabil să producă 80 de kWh. 80 de kWh în ora de vârf. Noi, în ora respectivă, avem nevoie, seara, cam 60-65 de kWh. Și întrucât protagonistul nostru de mult s-a obișnuit să gândească ca un adevărat gospodar, el nu ezită să ne povestească și multe alte lucruri curioase. Prețul de vânzare a unui produs este dictat de piață, de cerințele și criteriile stabilite de piața din Republica Moldova. Pentru ca să avem un anumit venit pentru asta și lucrăm, funcționează tot, este necesar ca să micșorăm sinecostul. Și uitați-vă aici, când micșorăm sinecostul prin montarea panourilor fotovoltaice, da, prin micșorarea plății energiei electrice. Dar totodată panourile, datorită intensității soarelui, produc energie într-o anumite zile, de exemplu ca sâmbătă sau duminică, produc anumite energie care eu nu o consum. Ce fac cu ea?
eventual o distribui rețelilor de distribuție, Orășănești. Și în cazul ăsta noi am venit cu ideea ca să montăm un contor care să contorizăm energia asta electrică și conform legislației din Republica Moldova în vigoare, noi putem să livrăm contracost. Astfel încât, spunem așa, să ne aducem și noi aportul în dezvoltarea energiei verzi. În dependență de anotimp, aceste panouri produc cantități diferite de energie. Perioada cu valori maximale pe care noi obținem energie solară, energie electrică produsă din panourile fotovoltaice solare, este luna aprilie, luna octombrie. Deci în perioada asta energia produsă de acest parc este foarte mare, este mare, da? Noi avem prin online, prin internet putem verifica, avem graficele cum joacă tensiunea asta în funcție de soare, în funcție de ora, zi. Ele oricum funcționează și în perioada de iarnă, lunile noiembrie, lunile februarie, dar randamentul lor scade, nu sunt atât de eficiente. Oricum, scopul meu atunci când am aprobat un astfel de proiect era ca și în perioada de iarnă, atunci când soarele nu are o astfel de intensitate, ca să ne acopere cât uși de cât necesitățile noastre. Dacă în perioada de vară, ca mărime, noi obținem 80 de kW vârf, în perioada de iarnă 15-20 de kW. Parem cu mult mai puțin, în schimb, noi suntem, prin calculele noastre, noi am făcut așa ca să fim mulțumiți de cifrele respective. Am aflat că montarea unui parc de panouri fotovoltaice a fost un vis mai vechi de al lui Sergiu Cocârlă, care era dictat și de un alt concurs de împrejurări. Ideea de instalare a venit încă din anii 2005, dar de a fi instalate, ele trebuie să aibă un consumator. Și atunci când ne venea cu factura pentru plata energiei electrice, automat îți împrospătează toate ideile, toate gândurile astea. Și iarăși, pentru a diminua sinecostul producției finale, este necesar de a micșora cheltuielile. Întrucât aceste dispozitive au o greutate mică, te întrebi dacă un vât mai puternic ar fi capabil să le smungă de aici. Ele sunt ușoare, ca suprafață destul de mare. În proiectul de execuție, în desenele tehnice, erau indicate inițial, ca să spunem, niște balaste din beton care să le țină pe acoperiș. Ele mai sunt ancorate chiar la acoperiș prin anumite prezoane. Sezonul de iarnă cu cele mai intense vânturi a trecut, bine mersi, totul este ok, dar cel mai important este nu de a fi construit acest parc, dar de a fi corect exploatat. Ca și oricare utilaj pe care îl cumpărăm, noi trebuie să-l întreținem corect. Pentru asta am un om responsabil care zilnic verifică fiecare filet, șurub, pentru ca să fie convins că el funcționează și nu cumva să fie deteriorat. Uite că am revenit din nou în seară. De altfel, când intrasem aici, Gaza ne-a zis în glumă că ne invită într-o vizită în Europa. Acolo, de fapt, anume astfel și arată serele. Cât despre construcția acesteia, ni se spune următoarele. Am adus construcția metalică ușoară din Olanda. Am executat toate lucrările nemijlocit de muncitorii noștri. Nu am angajat pe nimeni, în afară de compartimentul electric. Totodată, noi încercăm să scoatem în vileag și alte detalii ce țin de metoda hidroponică. Această serie este neobișnuită prin aplicarea metodei hidroponice. Creșterea legumelor în volum mic, adică în vazoane ori în vată minerală. Pentru a aduce apa la rădăcina plantelor, apa o pompăm din sonda care este construită pe teritoriul nostru, ea trece 3 filtre. Practic, apa este demineralizată, pe urmă se adaugă concentratele necesare și prin picurătoare se aduce la rădăcina plantei. Apropo, oamenii de știință își pun speranțe mari în agricultura hidroponică și în curând aceste procedee vor fi utilizate și de astronauți. Subiecte la această temă a văzut la televizor și administratorul gospodăriei. Metoda hidroponică pentru Moldova și am înțeles așa de la un reportaj de la televizor că ea va fi aplicată și pe alte planete, pe Lună, pe planeta Marte. Și dacă cineva este de părerea că această metodă utilizează multe substanțe chimice, atunci se înșeală amarnic. Este o metodă care
plantele să cresc repede și cu o calitate foarte înaltă. De pildă, legumele care sunt importate din România, din Turcia, din Polonia, în țara noastră, ele conțin nitrase de vreo 10 ori mai mult decât legumele care le creștem noi aici în această seră. Analizele de laborator arată cu adevărat procentul de nitrat în legumele care sunt crescute aici sunt minimul de 10 ori mai joasă. Se dovedește că în perioada sovietică multe din sere de asemenea erau făcute din sticlă, iar o astfel de construcție asigură plantelor o creștere mult mai bună decât în cele acoperite cu periculă, ne povestește agronomul acestei gospodării. Să сравнить количество гектар под стеклом в советское время на нашей нашей республике и в данный момент то ориентировочно раз 50 или 100 меньше. Aici la Fălești nu o să vedeți pe cineva care mestecă nutrienții pentru plante ori măsoară anumite cantități la litru de apă. Întreg procesul este automatizat. Dar mai întâi apa care va fi utilizată trece printr-un sistem de filtrare cu ajutorul cărbunelui activ. Deci se află un rezervor de 50 de tone de apă, apă care este filtrată în blocul de filtrare. La fel este unitatea de comandă care dirijează cu toate substanțele nutritive și care, în funcție de cerințele pe care noi le impunem ca soluția să aibă atâta calciu, atâta vitamine, atâta soluții, da? Calculatorul automat din diferite vase A, B, C, D, E ia substanța și o amestecă. Amestecându-o, dându-i anumite caracteristici de pH și EC, o transportă înspre plantele noastre prin țevele de irigare, prin picurare. Și el ne scoate din apă pe care noi o folosim, ne scoate gazele nocive. El a apărut datorită faptului că apa în zonele acestea din Fălești este foarte contaminată. Avem în apă și hidrocarburi, și amiac, și tot felul de gaze, hidrogen, care nu este bun pentru plantă. În general, nu este bun pentru nimeni, nici pentru oameni. De aceea, pentru ca să avem o creștere bună a plantelor, trebuie să avem și o apă, evident, calitativă. Gospodăria are și propriul laborator unde regulat se face analiza apei. În altă sală mai vedem niște echipamente de filtrare. Aici apa este curățată la nivel microbiologic, având aproape proprietățile apei distilate. Dar sunt și alte caracteristici care clasifică sera de la Fălești drept una dintre cele mai moderne din țară. Noi avem o stație meteo personală care ne acumulează toată informația privire la datele meteo. Ce se așteaptă? Care este situația acum? Noi putem să vedem umiditatea, de unde bate vântul. De exemplu, acum avem 1,9 metri pe secundă viteza vântului, avem 363 de watts pe metru pătrat soare. Toți parametrii importanți pentru ca sera să fie protejată din toate punctele de vedere. Și ne întoarcem la pupitrul de comandă a agronomului. Noi suntem în camera, în oficiul agronomului, la pupitrul de comandă, la creierul serii, unde se stochează, se adună și de unde putem gestiona cu toată informația și cu toate funcțiile tehnologice care au loc, procesele tehnologice care au loc în seră. Noi putem monitoriza aici temperatura de afară, temperatura interioară a aerului, temperatura solului, temperatura frunzii, umiditatea aerului, umiditatea solului. Toți parametrii care sunt importanți pentru ca procesul de creștere să fie sănătos, bun și efectiv. Putem să modificăm parametrii pe care noi îi cerem în funcție de oră, zi, dată, minută. Fiecare secundă este sub control, fiecare secundă este importantă. Astăzi seara are mai multe surse de încălzire, iar acest fapt va oferi mai târziu posibilitatea de a micșora sinecostul produsului finit. Cu 10 ani în urmă era ceva fantastic. Nu ne închipuim ce înseamnă panouri voltaice și folosirea pompilor geotermale. Aceasta se deosebește această seară, care are câteva surse de energie. Pompele geotermale, folosirea biomasei, alimentarea cu gaz,
și a patrulea sursă, dacă o să o cotim așa, panourile voltaice. Dar și roada de aici este una de invidiat. Dacă în Olanda, la metru pătrat, cultive până la 25 de kilograme, noi între 15 și 20. În perspectivă, cred că o să atingem aceste performanțe. Și vă spuneam mai devreme că gospodarul Sergiu Cocârlă poate monitoriza întreg procesul chiar fiind și la 100 de kilometri distanță. Eu văd de la Chișinău și de pe telefon chiar acum, văd cât energie se produce, ce fac ei, care sunt parametrii în seră. Eu văd fiecare parametru ca temperatură, umiditate, intensitatea soarelui, tot. Mai mult decât atât, el poate porni irigarea plantelor din seră, de asemenea de la telefonul mobil. De altfel, astăzi această gospodărie are propriul logo, iar gazda ne spune că este un element foarte important dacă vrei să fii identificat mai ușor pe piață de potențialii cumpărători. Iar la intrarea în sediu poți vedea și panouri, care ilustrează cum a început totul aici. Putem să vedem o fotografie cum stau castraveții, cum cresc ca mergelii. Ceea ce vedem noi în Olanda, noi putem să vizualizăm aici în Moldova. Cât despre tomatele care sunt cultivate aici, iată ce ni se spune. Tot ceea ce producem aici, noi nu folosim nitrat, nu folosim chimicate, nu folosim nimic. Noi folosim doar tot ce este natural. Chiar și bondarii pentru care se polinizeze roșiile, noi le aducem din Olanda. Noi nu folosim substanțe organice, noi nu folosim substanții chimicale pentru a face procesul să fie artificial. De altfel, în serie am observat și câteva capcane pentru insectele dăunătoare. Este o tehnologie de apreciere a numărului de insecte nocive care poate să apară în seră. Și având în vedere că noi nu folosim niciun pesticid, doar toată prelucrarea este eco, noi punem capcanele astea pentru a monitoriza. În cazul în care pe o anumită suprafață apare un număr mai mare de insecte decât este uzual, confortabil plantelor, atunci noi luăm alte măsuri, cumpărăm, achiziționăm insecte bune care o să le mănânce pe cele rele. La moment deja sunt plantate în seră pe anumite rânduri speciale care sunt notate, sunt bifate cu niște fluguleți, niște steguleți așa roșii, unde noi am plantat Macrolophus. Sunt niște insecte pozitive care ulterior o să le mănânce pe cele rele. Realizând această emisiune, am mai aflat că lucrul în seră nu mai contenește, iar angajații de aici permanent au de muncă. Lucrul în seră practic merge anul împrejur. Iată aceste roșii care sunt sădite acum, ele trebuie să dea roadă timp de 9 luni de zile. După 9 luni de zile, noi practic curățim seră, ne ocupăm cu dezinfecția și pregătim altă roadă. Gaza ne-a mai spus că zi de zi aici toată lumea învață și descoperă lucruri noi, iar pe alocuri chiar și-au reorientat activitatea. Primii ani de activitate, răsadul, noi l-am făcut noi însuși aici în seră. Noi singur l-am crescut. După asta am înțeles că nu este, prin analizele noastre, am înțeles că nu este atât de rentabil. De ce? Semințele care ne miresc pe piața noastră nu sunt de aceeași calitate cum ar fi semințele cumpărate în distribuitorii din Europa. Plus, în lume deja se folosesc metodele altoite de creștere a răsadului. Și printr-un consultant care a fost angajat de peste hotare, mi-a dat un sfat și care noi îl folosim, achiziționăm răsadul direct de la producătorii din Europa. Fie din Ungaria, fie din Polonia, fie din Bosnia și Herțegovina. Cumpărăm răsadul care este altoit și care are direct două capuri, care este cu mult mai efectiv, are o productivitate foarte bună și el are posibilitatea sau are capacitatea ca să
de dea roadă să fie în perioada de viață, nu, până la 9 luni. Prin asta, noi iarăși diminuăm din cheltuielile noastre directe pentru creșterea legumelor. De altfel, toată informația despre creșterea plantelor este stocată în calculator. În baza de date se păstrează fiecare parametru a procesului tehnologic, fie umiditate, apă, temperatura apei, agentul termic, din diferite perioade ale anului. Noi stocăm informația asta nu doar pentru a avea univa acolo în arhivă, dar pentru ca ele să fie analizate. Aceasta este sistematizată și poate fi utilizată ca o carte de căpătâi pentru orice agricultor, lucru care le permite celor de la Fălești să-și reorienteze careva activități sau să corecteze careva abateri. Analiza asta o facem nu doar la parametrii externi care ne influențează procesul, dar și la producția pe care o obținem pentru fiecare zi, cât strângem, câte kilograme de producție, săptămânal, lunar, trimestrial și sezonier. Dar în toată această istorie, un fapt este cert. Orice ar întreprinde eroii noștri, de fiecare dată încearcă să analizeze și să gândească gospodărește. Montarea unui par de panouri fotovoltaice, folosind energie geotermală, folosind energie produsă prin centrală termică pe biomasă, folosind instrumentele de conservare a energiei, noi putem să ne permitem la ziua de astăzi ca să fim cei mai competitivi din punct de vedere a prețului pe piață, așa încât producția noastră să nu fie, ca noi să nu, ca și alții, să ne plângem pe faptul că au crescut resursele energetice, prețurile sunt mari și noi încadrăm în prețurile de piață, astfel încât producția noastră fie vândută. Despre calitatea produsului lor, ne zice Modest Sergiu Cocârlă, poate să judece doar cumpărătorul. Cât despre preț ne spune următoarele. Consumatorul din piață, consumatorul zi de zi, el, o anumită pătură din o anumită parte din consumatorul respectiv se orientează la prețuri. El nu se uită la calitate, el nu se uită unii crescut cum, pe dânsul îl interesează prețul de achiziții. Și asta se datorează faptului că o anumită pătură socială din țara noastră nu are resurse financiare. În general, noi am fost mai scumpi. Din păcate, nu putem indestula cererile pieței, fiindcă cererea este cu mult mai mare ca oferta. Am luat datele statistice de la Birou Vamal, care ne indică câte roșii, câți castraveți, câți ardei se importă în Moldova în luna ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai. Sunt niște cifre foarte mari, iar să le transformăm în bani, astea sunt milioane. De ce noi nu putem face ca banii respectivi să rămână aici în Moldova? Mai târziu aflăm și alte informații despre soiul de tomate plantat în Sera de la Fălești. Sortul ăsta crește până la 8 metri înălțime. Evident, noi 8 metri nu avem aici spațiu, noi avem doar 6 metri. Și ca să putem ne încadra în spațiu respectiv, noi o dăm drumul și planta o legăm astfel încât ea înconjoară. Și ies capul de aici, de la rădăcina respectivă, în sezonul de toamnă, nu o să fie în zona asta, o să fie la vreo 3-4 metri. Este iarăși o tehnologie pe care noi am văzut-o peste hotare. Iar pentru ca plantele să nu fie traumatizate, au fost procurate și astfel de clipsuri. Acestea sunt niște clipse care prinde ciorchinul de roșii, astfel încât el să nu se rupă. Dacă vă duceți aminte la țară când noi creșteam roșii, da, acasă, vedeam când roșia când crește și e mare, ea deja se rupe tocmai de la tulpină. Și acestea sunt niște elemente care la fel nu se găsesc în piață, hai spunem, în market zi de zi. Niște elemente care protejează ca ciorchinul de la roșii să nu se rupă și el să fie intact până în momentul când nu va fi cules de către personal. Mai mult decât atât, această seră este utilată și cu alt aparataj care asigură o microclimă favorabilă plantelor. În perioada de noapte, atunci când afară brusii răcește, noi, pentru a conserva energie, folosim un ecran termic care închide și ne stopează, ne conservează toată energia termică acumulată pe timp de zi. Ecranul ăsta termic, practic, ne permite să economisim cam 30% din toate cheltuielile legate pentru producere, distribuție și energie termice. El, la fel, se închide automat, se deschide automat. În perioada în care suntem acum, el este deschis complet.
iar tomatele din seră au și alte dispozitive care le asigură dezvoltarea. Sunt niște tuburi din plastic prin care aducem CO2-ul nemijlocit la plantă, astfel încât procesul de fotosinteză să fie cât mai bogat. CO2-ul producem la fel noi în centrala termică pe gaz. Și prin anumite ventilatoare, într-o anumite căi de transmitere, noi CO2-ul îl aducem nemijlocit la plantă. Așadar, noile tehnologii oferă astăzi celor care vor să activeze în agricultură noi șanse de a se manifesta. Engineering-ul în general se dezvoltă foarte repede, mai ales cu implementarea tehnologiilor noi, high-tech, IT. El la fel se dezvoltă și apar alte instrumente, modalități de percepere a anumitor procese fizice. Da? Oricum, cât n-am cunoaște și cât noi ai studia, în procesul de implementare a proiectului este am aflat lucruri foarte multe noi și deosebite. Niște momente sau le-am aflat care nicio carte nu poate să o descrie. Dar în procesul ăsta, în seră, în nemijlocitul unde ne aflăm noi acum, mult contează anume chimie și fizică. Iar lucrul aici continuă și astăzi. În acest an a fost culeasă deja prima roadă. Acum angajații au și alte îndeletniciri. Astăzi avem grijă de struguri ca să crească roșiile mari și să nu se rup strugurile, noi le legăm. Cât despre gustul acestora, iată ce ni se spune. Sunt dulci și îmi plac. Dulci pentru față de la piață, cum cumpărăm, sunt altele mai acre. Și întrucât despre această seră au auzit mulți localnici, angajatele ne zic că este multă lume care pur și simplu sunt curioși să o vadă. Ei ne întreabă și cum le creștem noi și cum arată sera noastră. E interesant să vină, să vadă cum se crește. Și apropo, aceasta este centrala termică despre care ni se vorbise anterior. E o centrală termică care folosește ca materie primă paie balotate și consumă cam 3-4 tone pe 24 de ore. Dar în momentul când avem nevoie de o cantitate mai mare de căldură, de exemplu în perioada de rece a anului, noi folosim și lemne ca masă, ca materie primă. Am ales metoda asta de generare a energiei termice, fiindcă paiele balotate nu sunt atât de sensibile ca preț pe piață din motivul cererii. În cazul în care pe piață cererea pentru paie ar crește, prețul nu fluctuează atât de mult ca bricheții sau peleții. În plus, noi suntem aici la marginea localității, unde putem să ne permitem și avem teritoriu, putem să ne permitem să depozităm paie balotate, care sunt în volum mult mai mare. Este un cazan clasic, construit în baza unei licențe a companiei din Olanda, el este importat din Ucraina și la fel montarea, instalarea, punerea în funcțiune și exploatarea o facem noi însuși. Iar energia produsă este distribuită mai întâi aici. Ne aflăm în centrală termică, unde se situează cazanul pe gaz și punctul de distribuție a energiei termice produse din diferite surse, cum am spus, geotermală, biomasă și gazul natural. Punctul de distribuție ne distribuie căldura în zonele de care noi avem nevoie și fiecare zonă din asta are circuitul său, pompa sa. De asemenea, în spatele la cazanul pe gaz putem vedea un economizer care are funcția de a micșora temperatura gazelor arse eliberate în atmosferă, iar în cazul în care avem nevoie de CO2, care preventiv am povestit, printr-un anumit ventilator, gazele respective el le întoarce în seră și le distribuie la fiecare plantă. Cam atât am aflat și v-am relatat și vouă despre sera hidroponică de la Fălești. Iar rolul nostru este de părerea că și în Moldova poți crește plante bio, eco, utilizând tehnologiile moderne. Dar am vrut să vă mai spunem și altceva. Interlocutorul nostru, care de fapt este stabilit cu traiul în capitală, crește și educă împreună cu soția 4 copii, 2 fete și 2 băieți. Întrucât familia este una mare, au nevoie și de spațiu suficient, dar și odăile trebuie să fie bine încălzite pe timp de iarnă. Se dovedește că și acasă, eroul nostru a montat pompe geotermale care le asigură agentul termic iarna. Călzesc casa folosind energia termică a pământului. Aici în grădină sunt distribuite 24 de sonde la o adâncime de 36 de metri fiecare, prin intermediul căruia are loc schimbul de energie termică.
Printr-o pompă de circulație, energia acumulată din pământ este transmisă la pompa geotermală din casă. Avem copii mici și dacă ne dorim, punem 25 de grade și asta se atinge foarte ușor. Vara, prin intermediul aceluiași sistem, doar că racordat un pic altfel, ei își pot răci casa. Noi nu avem condiționere. Sistemul pe care l-a instalat susține eroul nostru, îl ajută să facă economii importante, pentru că își încălzește locuința cu ajutorul energiei pământului. Are nevoie să achite doar consumul de curent electric, deoarece sistemul geotermal este pus în funcțiune cu ajutorul energiei electrice. Astfel, plata lunară pentru curentul electric este de 2-3 mii de lei. După atâtea lucruri pe care le-am văzut și le-am aflat realizând ediția de astăzi, am înțeles că anume datorită efortului și ingeniozității unor gospodari cum este Sergiu Cocârlă, apar asemenea inovații în țara noastră. Institutul de Fitotehnie Porumbeni propune spre comercializare semințe hibride de porumb Porumbeni 374, 375, 458, 461. Prețuri rezonabile, calitate impecabilă. Atât pentru astăzi. Duminica viitoare veți cunoaște alți gospodari pe care merită să știți și dumneavoastră. Toate bune!